Primarul Timișoarei, Dominic Friți, a retras toate atribuțiile viceprimarului Timișoarei Cosmin Tabără. Edilul orașului de pe Bega spune că a luat această decizie după scandalul din Piața Unirii. La răscruce trebuie să te hotărăști în ce direcție mergi. I-am retras toate atribuțiile viceprimarului PNL Cosmin Tabără după incidentul de aseară. Echipa consilierului său personal, Ilie Sârbu, care este candidatul Aur la primărie, s-a comportat inacceptabil. Auriștii au întrerupt cu violență Bală și fizică, evenimentul nostru de punere a primului afiș din Piața Unirii l-au îmbrâncit inclusiv pe viceprimarul Ruben Latscău, care la un moment dat stătea între mine și agitatori. Suntem obișnuiți deja cu amenințări și intimidări de la clanuri și interlopi până la Aur, care a devenit trupa de atac a PSD-PNL. Noi rămânem ferm pe poziție pentru corectitudine și demnitate. Cosmin Tabără candidează pe lista echipei Robu PSD pentru Consiliul Local când ești cu un picior în barca PSD PNL și cu un picior în barca aur, cu cel mai apropiat colaborator al tău candidat la primărie, nu mai ai un al treilea picior cu care poți fi viceprimar în administrația Fritz. În lupta între înainte și înapoi m-aș fi bucurat să ia o altă decizie, transmite primarul Timișoarei Dominic Fritz.